acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Suntem pregătiți de startul ultimei partide din etapa cu numărul 12 din Superliga României, Universitatea Cluj și Șepși, cele două echipe care și-au disputat Cupa României în stagiunea precedentă, aflate acum la egalitate de puncte în clasament, pe locurile 10 respectiv 11, despărțite doar de gol averaj. Nistor execută surprinzător, intervenția lui Ninai. Bun, această pasă a lui Nistor Szilagyi. Mingea cred că mângâie bara. Cea mai mare ocazie de până acum din această partidă. Suntem în minutul 34. Trezește puțin la viață și tribuna Szilagyi. Frumoasă combinație, Nistor îi pasează perfect. Szilagyi încearcă să trimită cu efect la colțul lung. Șutul nu e rău. De aici se vede cel mai bine, iată. În sfârșit o ocazie. Abia cu 10 minute înainte de finalul primei reprize. Francisco Junior pasa pentru Gianfranco. Se duce cam la un metru, însă această minge de poarta lui Iliev. Gaură Camara a ieșit în întâmpinare acolo Mitrea. Cred totuși că ar fi scos Iliev dacă ar fi fost pe poartă, dar în sfârșit se trezește puțin la viață și Șepși. Pasă pentru Nistor, vine bine din spate Oancea, centrarea nu era! Lovitura de cap a lui Szilagyi. A doua șansă a puștului lui Cluj. Foarte bună apariția la învăluirea lui Oancea. Și gata. Asta a fost posesia lui Șepși, recuperare foarte bună a lui Ducure. Acum Popa la colțul scurt în plasa laterală. Încă o dată faza de mai devreme. Șutul lui Popa. Bine, nici nu prea avea cum să dea altfel de acolo. Trece ușor de Valentin Gheorghe. Centrarea arată bine! Bară! Încă o dată, singura șansă, singura ocazie a celor de la Șepși, bara lui Gabriel Debeliu. Cea mai mare ocazie a meciului, dar și singura pentru Șepși. Foarte bună pasa pentru Stoica, centrare și vine Nistor, dar nici el. Ia să vedem, e penalti. Penalti pentru Cluj, Nistor este lovit după ce atinge acea minge. Nistor apucă să tragă, este luat pe sus apoi, este faul clar. Nistor execută și înscrie! 1-0 pentru Cluj, 7 goluri marcate de Dan Nistor. Iar Cluj este la doar 10-11 minute distanță de prima victorie pe teren propriu. Încă o dată faza. Ia priviți unde a dat Nistor. Vedeți, mie mi se pare regulă nebună asta. Dacă șutul a fost în peluză, ce mai contează ce se întâmplă după? Dar se consideră în prudență. Nistor transformă lovitura de la 11 metri. N-a bătut foarte clasat, dar a dat tare, Nixului s-a dus pe celălalt colț. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super!